Noi dacă, noi dacă făceam problemele astea ca să le și înțelegeți, da, ca să le și înțelegeți, da, da, da. Ne lua 2 ore. Ca să le și înțelegeți, să discutăm lejer. Noi acum am mers repede înainte ca și cum aș fi știut subiectele, aș fi știut rezolvarea și să vedem în cât timp aveați timp să le redactați și să faceți toată, tot subiectul. Deci la primul contact cu problemele acestea 4, numai să pătrunzi în fiecare din ele, să înțelegi ipoteza, să vezi ce concluzie îți cere, îți erau cel puțin 5 minute pentru fiecare. Hai să judecăm așa. 6 pagine. Da, da. 5 minute la fiecare. 5 minute la fiecare. 5 minute ori 4, 20 de minute, ca să înțelegi ce ți se oferă și ce ți se cere. Nu așa am zis pe fiecare dată. 5 minute la problemă îți fug până faci figura, până știi ce. Da. Minim 5 minute. Minim 5 minute. După aceea să analizezi, să începi să desfaci ipoteza, să desfaci concluzia, să vezi cum ai putea să le înșurubezi acolo, să te apropii unde acolo. Mai îți făiau încă 5 minute cel puțin. Și să duci timpul. Și, după aia să și de acolo să redactezi, că nu poți să te apuci să redactezi ceva ceea ce nu știi. Asta e. Deci, întâi și vedeți că redactarea durează. Și sigur că durează și redactarea. Ba mai mult, ești atent un pic să pui în pagină corect, să vezi implicații logice. Vezi dacă ai spus partea de ipoteza unei teoreme. Corect. Linia mijlociei, ce înseamnă? Unește mijloacele la două laturi. Trebuie să mai și gândești. Ea trebuie să fie paralelă, ea va fi paralelă și jumătate din cea de-a treia la care se duce. Bun. Dar reciprocile. Păi. Ce trebuie să fie? Trebuie să fie, să unească, să spune, să fie jumătate din una, să treacă mijlocul la o latură și atunci va fi mijlocul și la cealaltă latură. Păi. Deci sunt lucruri pe care trebuie să le gândești. Nu poți să și eu dacă scriu... Nu roboții am fost acum da, aici. Da, viteză, poți să și greșesc la corect. Corect. Da, deci așa trebuie să înțelegem. Nu se face nu fost. Așa. Dacă vă dădea doar două probleme și eu, în punct de teorie, nu aveam nimic să reproșez. Da. Dar numai, foarte mult. Numai, și a fost și greu. Și două probleme, atenție, de un grad de dificultate nu foarte mare, nu dar foarte mediu, mare. Aș zice, mediu. Este suficient pentru o clasă la care nu sunt numai excepții. Deci, olimpici. Da, nu a fost corect. Și nu a fost corect, îmi asum acest lucru. Și la, și la lucrarea cealaltă de geometrie, care a fost iarăși pe o singură chestiune, te-am prins, știu nu știi asta, nu ar reacționez. Iar și a fost dură cu intensitatea mediană, parcă, ce trebuie uitat și de fiat acolo. Acum, iară, n-aveau timp, domn profesor, puteau ei să stea, uitați două. O astfel de tehnică este descurajatoare pentru copii care sunt în formare. Geometria plană este una foarte dură, foarte grea. Sunt 80% din copii spun, nu știu geometrie, așa nu știu geometrie aici. Să vă duce tot timpul, nu trebuie să refuzi asta. Nu faci, pentru că făceai și mie, de exemplu, chiar îmi place. Exact, mie chiar îi place, ea chiar lucrează cu drag la geometrie, dar n-am avut timp. Exact. Ai zis, mama, n-am ce să-mi reproșez, n-am avut timp, trebuia să fac și la aia să lucrăm cu nicio dată, să mai obțin câte un punct. Ea vreau să vă spun un lucru. Gândiți-vă în timpul acesta, supresiunea timpului, încercând să te mai duci la asta, exact. Te deconectezi la problema exact. Pe care corect. Ai. Corect. Te duci acolo, exact. Să te, mă rog, să aduni, să înțelegi ipoteza și ce trebuie să faci acolo. Da, să faci vezi că nu vezi, nu vezi, mai părăsești pe acolo. Mai fugi la acolo, da? Fugi la, ca să mai faci măcar desenul, să mai ucin de gestul timp, să mai... La geometrie, păi numai vedeți? Când stai o jumătate de oră și nu ai intrat în mort și nu mai reușești să găsești soluție, atunci te duci și mai faci o pauză și la altă problemă. Dar când tu nici n-apuci să citești ipoteza și să înțelegi concluzia, să vezi ce îți cere și să încerci să desfaci, nu așa se face. Exact. Profesorul de mine este revoltat pe chestia asta. Exact. Dumneavoastră, și ca și profesor, am făcut-o într-o oră, eu am făcut-o într-o oră jumate. Asta pentru că o trebuie să gândesc mai sigur mult. Că da, nu sunt profesor, deci, dar ei copii. Fără discuții. Trebuie să înțelegem așa că tu, adult care ai oarecare antrenament, că să spun și pe da? Deci antrenament exact. În sensul că lucrezi cod la cod cu fica ta. Ei, tu ai avut dificultăți. Exact, adică mi-a trebuit o leacă mai mult să mă gândesc, domnul profesor. Nu zic că n-am făcut, am făcut-o, dar da? Într-o oră nu jumătate. Nu la prima vedere exact. Se vede problema. Exact. Da?
Și atunci toate acestea consumă timp. Corect. Dacă aveau două ore, n-aveam nimic să-i reproșez. Exact. Dar 50 de minute, 5 minute s-au mai discutat prin clasă, 10 minute am întârziat de profesor, în 30 de minute, 35 de minute copiii nu au cum să fac. Ce arăt ce eram eu și m-a arătat, când am pus silențios. Deci 5 minute mai stăm de vorbă, 10 minute am întârziat, din 50 de minute ce a rămas? 35. Cum se face? Aveți toate părinții și copiii, aveți suficiente motive să fiți revoltați pentru felul în care s-a gândit asta. Nu e vorba de la 3 oriceva. Nu e vorba. Dar n-ai fost nu ți-au s-au oferit șanse corecte pentru ca să poți. Dacă erau mai multe corect. Deci după primul. Și mai ales că ei nu sunt toți niște genii în clasă. Ca să zici că mergeau, știți cum, unul. Deci aici, Miruna, mâine eu îți dau voie să-i spui domnului profesor că mama am făcut și cu profesor și așa. Să știi că mergi la prof, da. Să vedem pe prof online, vedem filmul, este făcut pe repede, înainte. Da, deci s-a putut de repede și nu a ieșit timpul. N-a ieșit timpul, puteam să stăm oricum. Domnul profesor, este făcut public. Mama a luat o oră jumate, proful online a luat o oră să redacteze, să facă desen pe repede, înainte. Dar nu trebuie să-i dai. Acum este deja avertizat. Pentru că în clipa asta filmul va fi pus. Adică tot ce discutăm noi este o chestie, cum să spun, transparent făcută. Exact, nu? Adică aici mi se pare nedrept. Adică dacă era la neștiință, că nu știi, asta e, nu știi, mai înveți. Și mă ridic în picioare și zic, se ridică și anca așa, adotul. Da, așa ar fi corect. Să vă ridicați în picioare și să spuneți că mai vrem o dată testul, dar mai ușor. Cele patru, nu, cele patru probleme nu puteau fi făcute în 50 de minute. Dacă o să zică că au fost 50 de minute ora. Dar până ați discutat, până v-a luat subiectele, până a venit întârziat, până nu știu ce. O sunat și telefon, pus mărtic și în picioare, mi-a continuat și telefon. Fiecare timpul, să spun, dacă ai fi pus clepsidra aceea, exact. Să scurge timpul. Practic le-au rămas în 35 de minute, în 35 de minute, două probleme pe repede înainte puteau să facă. 40 de minute punem. Nu? Hai, domnule, am stat decât 2 minute la 3. Da, aveți toate motivele să fiți supărați. Da, dar eu mâine așa trebuie să spuneți la părinți acasă, părinții trebuie să ia o poziție, voi trebuie să luați o poziție, nu trebuie să vă fie. Nu se face așa, cu presiuni de asta nu faci. Eu așa zic eu. Nu, domn profesor, domn profesor, noi am avut 35 de minute și problemele erau grele. Nu, 35, că atâta mai erau. Nu, hai 40, pune 40 și tot n-aveați timp. 5 minute. Eu de-aia 4 probleme, 10 minute la fiecare problemă. Și mai sunt problemă, și grele. 10 minute numai să scrii, să înțelegi, să redactezi. Să redactezi tot. Asta dacă ai ști pe de rost. Nu se poate. Problema și tot cred că nu. Eu chiar sunt curioasă să văd ce note se iau la clasă. Oricum se iau și la 3 niciodată, domnul profesor. Se spun la unii și la unii nu. Așa, noi nu știm niciodată ce note se iau la clasă. Da, dar știu că o să... Decât când mergem la o ședință cu părinții asta, odată pe semestru. Vreo 2, 3, 5 în clasă ne dă așa testul mână, fără să zică nota. Vedeți cât da, știu că cât de trist este sufletul. O să fie și 10. O să fie și 10. Aici am să vă spun un lucru. Ăsta e motivul pentru care eu am notat tot timpul clasa. Deci le-am dat lor să noteze. Deci transparența totală. Deci cestiți, domnule, asta este, notează-te, corect. Deci nu așa, iau tu și pe șestache, nu știi, clasa nu știe ce s-a întâmplat acolo, ce s-a pus, abia după un timp, abar nu o să poate. Dar domnul profesor, eu vreau să văd copiii aia care, că merg la pregătire, că nu merg, că nici nu mă interesează. Cei mai buni copii din clasă, cei de 10, nu mai zic astfel, decât cei de 10, să văd și eu dacă au avut timp să redacteze și să știe toate subiectele astea, să apuce, să le facă în 40 de minute. Nu e posibil, vă spun un profesionist, nu? Păi, nu sunt am demonstrat. Da. De asta a fost și motivul pentru care am insistat. Și ați văzut în ce viteză? Deci noi am mers cu viteză, n-am mai stat să o gândim. Sau mai asta. Deci noi am mers pe viteză, am rezolvat-o, da? Sigur că da. Sigur. Nu mi se pare corect. De aceea, indiferent cât e, eu nu am. Deci mai facem... Nu, de data asta nu trebuie să fie supărare pentru... Să muncește, muncim în continuare. Exact. E problema celui care nu știe să prețuiască munca pe care voi o depuneți. Nu ne oferi șansa să demonstrăm cât știm. Exact. Dar nu vă oferiți șansa nici să luați 5 care, la care nu știți. Știu! Pentru că dacă ați făcut mai niște desene, nu știu cât vă dă. La o problemă, știu. Cât vă dă? 0,25. 0,25 la desen, da? Și aveți 2 puncte din oficiu. Dacă a făcut 4 desene, mai luați un punct. La niște cum. Mai un pic. 4, da. Un punct și cu 2 puncte din oficiu, 3 puncte, da? Și dacă ați mai scris câte ceva, poate luați un 4. Miruna maxim 7 ea. La Bogdan s-a oprit, i-a zis și am oprit, s-a oprit la numai și am zis, dar asta cum să fie concluent cu ăsta? Și m-a luat cu desenul, știi, când eu vreau să mă dăi un pichit, așa, știi? M-a luat cu desenul.
Îmi pare rău pentru că limba pedagogică și la geometrie sau la ce? Corect, să procedăm așa. Și exact asta. Deci aici e trist, domn profesor. Faptul că nu e, domne, care știe, știe, am înțeles, care nu știe, înțeles. Hai să facem o geometrie în chincăie. E o clasă oameni. Medie. Hai să fim oameni. Exact, e o clasă medie, nu e o clasă de olimpici. Da. Nu e o clasă de vârfuri, nu e o clasă care merge câți, bai. Câți au fost la faza națională din clasa asta anul trecut? Nimeni. Nici. La faza județeană? Nimeni. La faza județeană a fost, dar nu pe județ, pe ce a fost? Pe școală și pe Bacău. Da, deci la județean nu s-a calificat nimeni, nu? Din clasa voastră nu aveți niciunul la faza județeană. Nu. Dar nu numai participam la faza județeană, ci și să obțină locul 2, locul 3 la faza județeană. Nici la pe școală sau pe Bacău. Deci e școală, clasă medie. E clasă medie. Medie. În clasă medie. Și jumătate de bar. Am înțeles. Dacă iau. Cât se desigură? 30. Mai e frustrat. Nu e corect. Deci aici e frustrarea noastră. Nu avem nimic împotrivă. Că se lucrează la nivel mai sus. M-ați văzut. Se lucrează față de alte colegii, față de alte școli generale mai ridicate. Eu nu... Da, ridici tacheta acolo unde ai loc. Exact. Dacă vezi că ăștia nu pot și nu duc și 3 și 4 curge pe râuri, faci ceva, nu? Ca să vă deconectez un pic. Avem o clasă, mă rog, între clase care aveam, am și o clasă destul de slabă. Și am tot tras de ei, nu știu ce, ne-am pus la 3 ori, am obosit. Acum viteza, ce să le fac? Nu trecea niciunul. Deci niciunul din clasă nu promova. Și ce să mă povestesc ca să mă deconectează copiii? Să mai trecem la o stare la alta. Acum trebuie să găsesc o soluție aici. Tot eu trebuie să o găsesc. Ei, iată, nu era clasă de a 10-a, nu puteam. Asta știu. Și am făcut subiecte din clasă, da? Fără să-i spuneți cu subiectele de test. Da, bineînțeles, mi-a spus. Și le-am, a doua zile, exact subiectele astea le-am dat la test. Dar le-am dat și nu știu ce o treabă. Dar nu lucrau deloc, nimic, nu-i interesant. Dar i-am dat și cu gândul să copii. Ei nu copiau că le era teamă de mine, nici vorba. Eu m-am luat la catedră, mi-am luat, ce vă spun acum, e minunat. Așa mi-am luat un ziar și citeam ziarul, așa. Așa citeam ziarul. Da, să mă văd nimic. Când, după sfert de oră, 20 de minute, așa m-am uitat, prima parte nu copia niciunul. Ultima parte din clasă mai mișcau. Mai luase caiete, mai copiau. Și zic, băi, vede, omul e clar. Asta dacă nu lăsați ziarul, mă vede, nu știu ce fac. Băi, ce fac? Totuși nu-i pun număr, jumătate, dar nu... Pentru că l-ați făcut în spate de clasii, nu? Nu. Nu v-ați dus? I-am schimbat. Voi treceți în spate, voi treceți în partea altă. Și eu citesc ziarul. Și eu citesc ziarul. Dacă nu profesor să citesc ziarul. Corect. În momentul în care am văzut că ăștia din față nu ne-am oferit șanse să duc în spate și să stai și la... Ei au înțeles, dragii de ei, au înțeles în momentul ăla, că le-a dat o șansă. Dar nu puteți să fiți și profesorul nostru. Bună întrebare. Să nu mă sau erau slabi. Și noi la fel. Eu sunt grasă. Domn profesor, ia nume. Asta când nu merge. Da, frumos, domn profesor, da. Da. Asta a fost... Atât, în rest n-avem nicio... Iar o să iei 3-4 pe capete la clasă. Eu așa, sigur o să iau 3. Eu vreau oare... Pentru 2650, Miruna, da. Dar nu e vorba de nota în sine, ci e vorba de respectul pentru cel care muncește. Că e, se muncește aici. Cel puțin, iată dacă ne gândim la câte ore sunt pe săptămână, sunt niște ore. Corect. Și acasă tot weekend-ul am lucrat. Da. Eu nu. Weekend-ul. Bravo. Deci eu tot weekend-ul. Eu la fizică. Ia să văd și din asta. Ia să văd mama așa. Și din culegerea asta. Și le-am făcut toate de comerț. Și le-au lucrat pe toate. Dar nu trebuie la greutăți. Da. Bravo! Eu am lucrat la fizică. Și în condiții astea, când vezi că e 3-4, da, este dezarmant. Gata. Și mai ai încă 3 înainte de 4, ce faci? Nu e bine.
sunt în stare de corigență. Da. Copii din clasă. Păi cred că o să facă cu ziarul, cum a făcut un profesor. Stare de corigență. Mama, deci... stare de corigență, încă e ok, hai zicem, da, Emi. 2, 2, 2, 3. Da, da, el mai are și atunci când... Ah, da, și la engleză. 2, 2, 3. 2, 2, 5. 2, 2, 3. 3, 2, 2. Hai, du-mi și radical, domnule. Hai să faci și radical, da. Hai, dați cartea aia. Dar mai întâi să vă introduc. Da, domn profesor, să vă mai introducă, că i-ați mai introdus-o, da. Da, mai cu ce, cu radicalul? Da, da, la radical. Am pierdut de tot acum. Nici eu nu mai știu. Acum nu mai știu nici radical, e? Da, am pierdut tot. Ești cu funța de viața. Radical. Adi. Știu că era ceva cu rădăcină la pătrână, gata, am uitat tot. Ce rădăcină la pătrână? Știu că te-ai radicat, te face 3 la 2. 9. 9. Pentru că e 3 ori 3, da? Da, radical din 9, 3. Acum, uneori se întâmplă să avem așa. Nu spun pe ce suriți la a doua. Oh, da, ce-i cu tine? Andrei, acum să nu... Vino și tu! Două, 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 băi, simt. Te așteptam, vezi? Mult așteptam de tot colectivul, vezi? Nu mai vine. 3 la 2 egal cu 9. Dar uneori se întâmplă așa. Să-l dau pe 9 și să întreb cine oare la a doua face 9? 3! Da? Deci... cine la a doua face 9? Eu știu, 3! Adică și acest lucru era îl scrim așa simbolic. Ca un V. Da? Așa. Egal cu cine? Și ne întrebăm oare cine la puterea 3. A doua să facă 9? 3. Și răspunsul este 3 că radical de 9 face 3. Pentru că 3 la puterea a doua este egal cu 9. Uh-huh. Deci a extrage radical dintr-un număr înseamnă a te interesa de un alt la număr da. Pe care să ridici la puterea a doua să-ți dea 5 sub radical acolo. Dar radical din minus 2 ce e? Oh, ce întrebare bună ai pus! Foarte dură întrebarea. Minus 3 la 2! Adică eu mă întreabă radical din minus 9 egal cu cine? Știu eu cu cine? Zic. Cu minus 3. Cu minus 3, voi foarte bunești. Minus 3 pentru că la a doua... Ia să vedem. Minus 3 la a doua face cât? 3 la 2. Mai face minus 3 ori minus 3, da? Da, și 9. 9. Păi vezi, mai face plus 9. Și te faci, că tu ai minus 9 acolo. A, e minus 3 ori 3. Păi cum să fii minus 3 ori 3? Ce faci, genul? Păi încep să mă scot din... Atenție! Miruna, tu ai pus întrebarea următoare. Radical din minus 9 cât să facă, nu? Mm-hmm. Și el a răspuns că minus 3. Pentru că el a gândit așa în fuga cea mare, că minus 3 la a doua face și-o văzut că 9. Cu alte cuvinte, radical dintr-un număr negativ. Atenție, Miruna, acum că este momentul cel mai frumos al lecției. Cine la a doua să facă un număr negativ? La a doua înseamnă înmulțit prin el însuși. Cât ori cât la înmulțire se facă negativ. Niciodată. Dacă e pozitiv, plus ori plus face plus, iar dacă e negativ, minus ori minus la înmulțire face plus. Deci radicalul l-ai pus în încurcătură mare de tot. Radical din minus 9 nu știe să facă. Nu știe. Nici eu nu știu. Nu știe radicalul. Nu se descurcă. Dintr-un număr negativ. Ca și mine. Da? Nu se descurcă. El știe să lucreze din numere pozitive. A, nu deci, asta, nu stați. Deci radicalul numai din numere pozitive. Atâta știe. Dar eu am văzut pe caietul lui Cosmin minus 1. Ai văzut așa? Da. Bun, am discutat mai târziu. Discutăm mai târziu. Dar acum să ne înțelegem. La momentul ăsta, spuneți așa, radicalul dintr-un număr negativ nu se descurcă. Radicalul dintr-un număr negativ nu se descurcă. Nu știe să facă treaba. Nu se descurcă. Nu știe să facă, să lucreze. Nu știe să acționeze. L-ai blocat. L-ai scos din minți. Nu mai e. Gata.
Deci radicalul dintr-un număr negativ nu dar știe... Dar cum s-ar face? Lasă-mă acolo, mă, să înveți în casa 10, făcând... Băi, nu știi, rămâne. Între 10, deci mai așa. Deci nu știi radicalul dintr-un număr negativ. Nici tu. Tu și cu radicalul dintr-un număr negativ. Da? Nu știi să faci treabă. Să știi, așa să ții minte că dintr-un număr negativ nu se poate. Da? Dar deci, radical din 16, cât ar face? Ar fi 4. Și chiar ei. 4 pentru că 4 la 4. Egal cu 16. Scrie, mai adu-ți-o. Da? A face radical dintr-un număr, a extrage radical dintr-un număr... Și radical din minus 16 e imposibil. Așa. Acum. Radical din 81. 9. Cam, a cam radical din 81 face 9, așa cum spuneți voi, pentru că 9 la 2 e egal cu 81. Radical din 64. Asta știi și a pătrat de perfect, până la 10. Dar radical din 196. 14. 18. 18. 14. 14. Lasă-mă, pătrănește de mă. Da, din 289. Cât? 19. 18. 17. Hai, pe da. Dar cât a spus? Din 289. 289. 15. 16. 18. 16. Dar să încercăm acum, copii. Radical din 324. Radical din 324. 29 deja. Nu 19 spui tu. Dar nu, ar trebui să vedem 19 la pătrat, da? Da. 19 ori 19. 18. 9, 9, 81. 9, 9 și cu 8, 17. 1, 9, 9, 9, 9, 1. 18. 14, 200. Că 361, da? Da, nu, e 18. De ce? Pentru că se termină cu 4, nu? Da. Da. 8, 8. 64. Deci, radical din 3. Dar ne-ați învățat dumneavoastră ceva cu 1 plus nu știu ce chestie. Da. Nu mă țin minte. Hai să vedem. Hai să hai vedem. Vedem. Deci, la astea pătrate perfecte, știți. Da? Dar dacă vă dau... radical din 300... 65! 354. 18,5. Cât? 18,5. Taci! 18 și ceva. Ori nu cum nu-i 19. Mm-hmm. Fiindcă 300... Hai să zicem așa. Fiindcă 354 este cuprins între 324 și respectiv 361. Între 300... Așa, uite cum ai luat domnul. 354 este cuprins între 324 și 361. Atunci, radical din 324 este mai mic decât radical din 354, care e mai mic decât radical din 361. Deci, practic, ar fi aici 18, mai mic decât radical din 354, care e mai mic decât 19. Cu alte cuvinte, radical din 354 este un număr cuprins între 18 și 19. Uh-huh. Păi, uite-te. Uite-te. Adică, am zis așa. 354 este cuprins între 324 și 361. Între două pătrate perfecte. Dar ne-ați învățat atunci, cu 1, așteaptă-mă, așteaptă-mă, așteaptă-mă. Mi-ai pâinea. Deci 324 e mai mic decât 364. Dar am prins pe 354 între două pătrate perfecte consecutive. Între 18 la pătrat și 19 la pătrat. E bine, în condițiile acestea, putem spune că radical din 354 este 18 virgulă și multe decimale. Până la 19. Deci până în 19. Miruna, este mai aproape de 19 și am mai aproape de 18. Adică decimalele astea, partea decimală. Mai aproape de 19. Mai aproape de 19. Pentru 354 mai aproape de 361. Deci 354 mai aproape de 361. Decât de 364. Deci tu surprins să fie 18, 60 și ceva pe acolo, nu? Decimale. Ca așa bunul simț ne spune. Da. Întrebarea ar fi cum găsim cu o precizie cât se poate de bună. Adică cum găsim este 8, pentru că mă gândesc să fie ultima cifră, nu?
fi... Ia, dacă... Dar s-ar putea să nu putem să-l găsim exact, exact. Un radical din 2, știți, radical din 2, știți cam... Da, 1,49... 1,41 și multe decimale. Pentru că, uitați, 1 e mai mic decât 2, mai mic decât 4. Deci, 2-ul ăsta e cuprins între 1 și 4. Da. Cele două pătrate perfecte sunt 1 și 2. Și atunci gândesc, de aici rezultă că radical din 1 e mai mic decât radical din 2 și mai mic decât radical din 4. Da? E de parcă aș spune că 1 mai mic decât radical din 2, mai mic decât 2. Deci radical din 2 e cuprins între 1 și 2. Între 1 și 2. Iată-l pe radical din 2 ca fiind 1, mai aproape de 1 și face 1,41 și foarte multe, multe decimale. Dacă o să încercăm să extragem radicalul, să știți că până la sfârșitul lumii, când va fi sfârșitul lumii, nu se poate extrage. Deci dacă generații de-a rândul ar extrage radicalul acel puternic care se vă arăt în date, nu s-ar sfârși niciodată de extras. Deci zicem puncte, puncte, puncte. Și luăm prin aproximații, doar două decimale. Dar nu e nici măcar un număr periodic simplu sau mixt. Deci nu există un grup de decimale care se repete. Atât de ciudat este. Deci este fără doar și poate imposibil determinat că la un radical, la o fracție, la un număr periodic simplu, îi vine dintr-o fracție. Și fracția aceea când împarți, se întâmplă. Vezi, de acum începe să fii periodic și îți dai seama că de aici grupul acela de cifre se repetă. Ori nu poți să fie la fel și aici. Deci nu se repetă. Totul este foarte clar așa, că numerele acestea sunt numere iraționale. Deci notați-vă, radical din 2, radical din 2, radical din 3, radical din 5 și mai departe, sunt numere iraționale. Da, sunt numere iraționale. Sunt numere cu infinitate de decimale. Da? Numere cu infinitate de decimale și nu sunt periodice simple, mixte. Deci sunt numere iraționale, nu sunt fracții. Nu se pot așeza ca fracții. Niciodată un număr de acesta nu poate fi privit ca o fracție. Deci nu sunt fracții. Deci nu sunt fracții. Sau o infinitate de decimale. Sau o infinitate de decimale fără să fie periodice simple sau mixte. Ăsta e lucrul esențial pe care trebuie să-l țineți minte. Bun. Și acum, Adi, încercăm să-l extragem pe radical din 354, da? Să-l facem. Bun. Este un număr între cine? Între 18 și 19. Mai aproape de 19. Mai aproape de 19. Bunul simț ne spune asta, da? Între 18,5 și 18,9. Când profesorul meu, când eram în clasa a 7-a ca voi, și profesorul meu mi-a predat radicale. Da. Mi-a spus așa că e vorba de găsit un număr care să aibă calitatea asta, că ridicat la pătrat să facă așa ceva. Și atunci eu făceam mai des în felul următor. Cam cât am zis noi, între 18,8. Și zic, 18,8 ori 18,8. Și făceam 188 ori 188. Să facem pe repede să vedem. Repede pe calculator. Eu atunci nu aveam calculator. Aveam numai... 3, 5, 3, 4. Da? 35,344. Noi am mulțit, Miruna, 188 și te-ai odat 35,344. Da.
Eu spun că după decimale, mm-hmm. spun 353,444. Bine. 444, poftim. Mirona, acum e bine? Nu, 4, 2 din 4. Mai 2 din 4, atât de 2. Asta e răspunsul final. 353,444. Noi aveam 354. Mm-hmm. Deci încă nu m-am dus. 353. 18,85. 8, 4, 8, 6, 8, 3, 2, 6 mm-hmm. mă apropii cât de cât și încă rămân mai mic. Da. Și atunci tot pun zecimale și tot pun. Și aceasta e o muncă groaznică. Și îmi dai seama că niciodată nu știam asta, că nu o să am un grup de cifre care peste care să dau precis. Și atunci a apărut algoritmul. Eu am comunicat algoritmul. Și zic, faceți așa. A, da. Îți faceți așa. Și așa am început să fac și eu. Dar în clipa aceea, în mintea mea a apărut o întrebare. De ce să fac așa? O zic, prin cuvântul meu că e bine. Dar bine așa. Vă cred. Da? Deci am pățit în grupe de câte două cifre. De ce de câte două, de aia la dreapta spre stânga, nu mi-a spus, a rămas ca eu să văd de ce în câte grupe, de ce câte două. Dar chiar de ce? Băi, de Kiki. Hmm. Domn profesor o descoperit prin 2000, cât, când m-am uitat. Te-ai uitat, nu? M-am uitat la voi. Da. Da. Am uitat. Deci, era ca profesorul acolo, din mine, profesorul din mine a rămas cu întrebarea aceea de la momentul când eram clasa 7-a. Și ani au trecut. La Albine erați. Da, la Albine. A venit ideea. Exact. Și eram pe spatele gradului, cu tabla asta. Știi ea tabla. Exact. Cum s-a întâmplat. Da. Și am găsit algoritmul. Nu l-am găsit niciodată. Făcut de cineva. Dar nici în facultate, nici nu v-a zis nimeni? Nu, nu, asta era algoritmul. Asta e algoritmul, la revedere. Și m-a frământat problema, iată, ani de-a rândul, zeci și zeci de ani, până când într-o zi acolo lucrăm la Albin și am zis, cum e cu algoritmul ăsta? Ia să las eu rama jos. Și am lăsat rama jos, m-am lăsat acolo și m-am apucat de tare. Pus creta pe tablă, țin minte că am muncit până într-un loc, nu mi-a ieșit, am luat-o a doua zi. Toată noaptea m-am tot din acolo, a doua zi și a doua zi m-a ieșit perfect algoritmul. Este pus acolo, este la lecția 60 și... Da, 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 sau 20, nu știu cât. La început. La început, da. Primul. I-am scris algoritmul. Algoritm de extragere de rădăcină. Rădăcină pătate, da? Și apare rapid, da. Dacă tastezi pe lucrurile. Bun. Și ca să aflați și voi, ce trebuie să faceți? Căutați algoritmul. Da, la profund online să vedeți chestia asta. Nu se înțelege foarte ușor. Am văzut. Că este un pic de calcul algebric și nu știu ce de... Așa. Dar eu am să vă prezint algoritmul, urmând ca să-l înțelege pe parcurs. Corect. Deci după ce am împărțit în grupe de câte două, vezi așa. Păi te întrebi, parcă ar fi radical din trei. Să te întrebi, cât ori cât, cine a mulțit prin el însuși să facă aproape trei? Cât ori cât? Unu, ca număr în trei. Unu. Dacă ai fost patru, și am doi. Da. Așa zic unul. Și pun unul aici. Uite, am descris și tu. Dar tu nu mi-am mai scris. Da. V-ați furat peisajul? Da. Unu. Unu. Și de desubt zicem 1 ori 1, adică ăsta care l-am găsit, îl mulțim prin el însuși. 1 ori 1 egal cu 1, da? Da. Și punem de desubt rezultatul. Sub grupa de cifre, deci. Scădem, nu? Da. 2. Restul îl scădem. 2. Coborâm pe 54. Și acum coborâm tot grupul. Se coboară câte două, nu câte una. La împărțire câte două. Câte una. Aici câte două. Bun. 54 coborâm. Îl dublăm. Facem cu 2. Îl dublăm. Dublăm rezultatul de aici. 2. Deci îl dublăm, nu vă zic niciodată. Niciodată nu. Dar îl dublăm. Dar de ce? Așa, na, îl dublăm, așa e algoritmul. Așa e algoritmul, așa mi-a zis profesorul, așa văd și eu. Da, așa că e bine. 2. Pe cuvântul meu că e bine. 2. De ce? 2. Și lângă 2. Ce număr să pun eu? Ce număr să pun eu aici?
încât înmulțit cu aceeași cifră, acum iar mă întreba, de ce se pune lângă el, de ce cu aceeași cifră? 8, știm noi că 8, domn profesor. Așa, 8 știm noi. Da. Pentru că 28 ori 8, 28 ori 8, se dă un răspuns mai mic decât 224. Cât de? 224. 224. Deci atenție, Adi, pun o cifră, înmulțesc cu cifra aceea, numărul care se formează, deci îl mulțesc cu cifra respectivă, cu cifra unităților barbenei, da? Așa fel încât să nu depășească pe 254. Îl puneți acum pe 224 acolo. Îl pun pe 224. Scădem. Scădem și vine 0, 3 și nimic. Și coborăm 20. Dacă mai am, dacă aș mai avea cifre, grupe, aș coborâ următoarea grupă. Dar nu mai am. Îmi imaginez că aici a fost virgulă și 0, 0, 0, câte 0 ori vreau eu. Și cobor de acum câte 20 ori. Corect. Da? Și îl punem când facem. Dar pe 8 nu îl punem sus, domn profesor? 8 îl punem neapărat sus. 8 îl punem sus și îl dublăm. A mers. Punem 20 ori de desubt. Și aici dublăm, nu? Pe 18. Ce? Dublăm pe 18. Așa că așa e bine. Da? Adică, deci, se împarte în grupe de câte două cifre. Da? De la dreapta spre stânga. De ce din două, de ce nu câte două, da? Pentru că mi-am explicat și eu așa. Cât ori cât se facă prin el însuși, depășește o singură cifră. Da? Depășește o singură cifră. De la 3 ori 3 încolo, 4 ori 4 fac 16. 5 ori 5 25. Deci, de așa mi-a explicat de ce am nevoie de grupe de câte două cifre. Pentru început. Așa spun și eu ție. Îl dublați. Și acum? De 18 îl dublați. Ori 18. Deci 18 ăsta. Haideți să mă întorc înapoi. Da, de aici. Adi, de ce îl dublăm? Merg la ea. Așteaptă-mă, domnului profesor, le trebuie 40 de ani să înțeleagă. Nu 40 de ani. Sau cât? 50 de ani. 50 de ani, ca să înțeleagă, tu vrei să înțelegi din prima lecție din la radical? Da, și tu. 50 de ani? Și de muncă și de profesor, exact. Nu așa? Și tu vrei acum din prima lecție, așteaptă, tu dublează. Deci 18, dubla 36. Da, 36 ori 18. Ori 8, ori 8. 36, trebuie să pun o cifră aici. Ori 8 câștigă. Înmulțit cu aceeași cifră. Ori 8, domn profesor. 8, da. 8 ori 8 și dă 2, 9, 4, 4. Ori 8. Da. Deci 368 ori 8. Ori 8, dă 2, 9, 4, 4. 2, 9, 4, 4. E bun, față de 30 de mii, de 3.000. De 3.000, bun. Foarte bun. 2.944. Și punem virgula aici, că grupul de 0 ori au primit după virgulă. Punem virgula aici. 8-ul ăsta îl duc amers. Da. Fac scăderea și de 20 mare, câte 20 ori, 20 ori. Dar acum, dacă am 18,8 sus, când îl dublez, pe cine îl dublez? Pe 188 sau pe 18,8? Pe 188, puțin cu adică. Puțin cu adică. Aha. Și tot merge. Și tot merge. Și cât vrei, câte decimale vrei, scoți așa decimale. Până când? Până când te obosești tu. Mai lași la copii tăi și la copii și la nepoți și așa mai departe, că niciodată nu se termină. Nu? Nu. Asta am răspuns. Nu se termină niciodată. Faci până când... Iracional. Da? Deci am spus. Iracional. Nu se va termina extragerea asta niciodată. Nici măcar nu este un grup de cifre care se înceapă să repetă așa mai departe. Ne oprim aici. Hai să facem sinteză. Sinteza. 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 Testul la matematică? Da. Ce o să punem, domn profesor? Păi, dar știți, ne-am lovit acolo, că au fost destule. Nota deci, de plată. 1. Drept unghi. Drept unghi, corect. Trapez, pătrat. Una cât e? Pătrat. Linii mijlocie. Pătrat. Drept unghi. A scris drept unghi. Trapez. Trapez, da. Pătrat. Rom. Linii mijlocie, rom. Linie, mijlocie, romb. Da, s-am făcut și algoritmul de extragere a decimii pătrate. Așa, 2, algoritmul de extragere. N-am înțeles nimic. Așteaptă. A, rădăcini. Pătrate. Bun, bun, bun. Nu, 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 nu,
Adică finalul. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe proful ăla și vă dorim o seară plăcută în continuare. De nu uitați de like și share. Hai zi Teo. De nu vrei să fii șomer, nu uitați de like și share. Lasă-mă și pe Teo să zică. La revedere.